țică. E că nu faci glume de c***. Ce râd. Ce-mi place și cum te spiri, îmi place eu. Tot, jur, îmi place la tine. Sunt câteva lucruri de fapt, dar astea în timpul să... Hai zi-mi, Mirele, că ai zis aseară. Hei, dar știi că... Dacă îmi spui, poate... Nu poate să-ți spun. Ce nu? Hai, știi tu. Că vorbesc? Glumițe? Nu o să-ți spun. Ești ca un bebeluș. Mai să te sper pe ca... Te spăr eu? Că tu ești un bebel? Nu, că tu mă spăr pe față. Dar nu acum. Și dacă te spăr, ce nu se ia la de la... Când te spăr pe față, asta vrea să înseamnă? Nu, mă spăr de două ori. La două zile. Asta ești pe corp? Ești nesimțit de rău tare. Da? Cum e bine, tu nu mă miroși când vin, ești cu capul? Păi nu trebuie să miroși neapărat, poți să dai cu un șervețelul meu de acolo și gata. Ești nesimțit, tu nu mă miroși când vin eu? Ba da, uite. Hai că prea râd de mine iar și mai mult. Nu râd, vino, stai cu mine și pe pomă. Că nu mai zic nimic dacă mă pupi, vezi că tac. Nu știi, faci o femeie să tacă în primul rând. Unde vrei să fugi în continuu? Așa. O goie sfoasă, ala impuțită. Și bărbița asta nașpa, nespătată. Păi eu, ia țin la tine și așa. Nu ți-am spus handicapată, împuțit, te mai iubești. Vezi cum ai arată pe strada. Cât cifră adică. Și cum ajungeam să țin la tine sau să te iubesc dacă nu mi-ai fi plăcut? Ții milă de mine. Stai, ia-ți pielișor frumos ai. Vrei să spăl? Nu, mă spăl de. A? Nu, că tu mă spăl și pe față. Aia e chiuveta noastră acum. Poți să mă spăl la duș. Cum vrei? Frige? Nu frige, dar... Deci eu... Pe față știi cum să... E degeaba mai schimb frăsofă, dar în fine. Te-am udat tot. Chiar cu tot, și pe mâini, și pe ceat, și pe tot. Așa să-mi dreaptă părea? Da cum, în dreaptă mea tot. În ce parte vrei să stea, de exemplu? Aici. Știi să-mi dreaptă? E fain. Nu am îndreptat niciodată părți scurt de băieți, dar... Răspund că nu e greu. Vreau să nu mă arzi pe frunte. Păi acum dacă te arci vrei să fac. Păi ce nu mă arzi pe frunte? Și așa în fața distrusă. Păi eu, dar cum f***u trebuie să se îndrepte părul ăsta? Hai, Iulu, tu crede-mă. Hai, Iulu, îmi predaci că ai șapte. Cum e vezi să mi-o faci așa? Dar nu stă cu eu. Dar tu vezi că eu am fire blonde sau nu? Da. O să nu mi-arăți, că mie nu-mi plac persoanele blonde din naștere. Trebuia să ai și sprâncenele blonde. Și genele. De ce? Poate te plăceam mai mult. Da? Deloc, naiba. Nu mai mă uitam la tine. Minți că știu că ție ți-au plăcut blonzii dintotdeauna. Ce chiar se întoarce aici al c***a. Că tai că e bine. Ați văzut cu ce cuvinte de dragoste, de suflet, de duh? Mâncați aș fețișoara. Ia a zis-o, eu nu mai zic cum. Bă, și bărbița asta, ea a zis și eu nu mai zic cum. Dar, în general, tu ai înțeles că ea zice una și simte alta. Sunt distrus eu. Da, asta era esențialul. Dar ea te iubește și așa. Asta e important. Mă place și așa. Dar dacă intri pe mâna Cristinei, o să aibă grijă de tine. O să te spele, o să te facă, o să arăți țais. Și că am venit aici la salon, așa spune. Ca un pudel. Da. Așa. Deci, doamnelor, mamelor, să stați liniștite, Andrei, pe mâini bune.